În cursul de astăzi vom discuta bazele moleculare ale organizării celulare. De fapt, scopul cursului este de a stabili care sunt elementele chimice, substanțele anorganice și substanțele organice care alcătuiesc organismul nostru și implicit celula, și unde se găsesc ele intracelular și care este rolul lor biologic. Pentru cei care deja ați parcurs biochimia, este o revizuire a noțiunilor pe care le-ați primit detaliat la acea disciplină. Și vom începe cu elementele chimice din materia vie. Ați învățat cu toții tabloul lui Mendeleev la liceu. Din totalul elementelor din tabloul lui Mendeleev, 90 sunt considerate naturale. Dintre acestea, 60 au fost evidențiate intracelular și din cele 60, 20 sunt considerate a fi absolut necesare vieții. Sigur că funcție de regn, celulele au mici diferențe în conținutul substanțelor care le formează. După cum observați, în celula animală avem o cantitate de aproximativ 65% apă, ceva mai puțin decât în celula vegetală, apoi concentrațional glucidele și lipidele reprezintă aproximativ 11-12%, proteinele aproximativ 18% și sărurile minerale un 4%. Celulei îi place, îi convine să ia din materia nevie elementele ușoare. De ce? Pentru că ele sunt mai solubile în apă, sunt mai mici și traversează cu ușurință membranele. Din punct de vedere a organizării biochimice a celulei, celula își ia din materia nevie toate elementele de care are nevoie. Deci există o continuitate între materia vie și materia nevie. Dar din punct de vedere a organizării, compoziția mediului intern este apropiată, bineînțeles cu excepția gazelor inerte, este apropiată cu cea a cosmosului. În funcție de concentrația intracelulară, elementele celulare au fost clasificate în macroelemente, microelemente și oligoelemente. Macroelementele mai sunt denumite și elemente majore, pentru că alcătuiesc aproximativ 95-98% din masa uscată a celulei. Și pentru că ele intră în alcătuirea tuturor moleculelor și ne formează practic pe noi, spunem că au un rol plastic sau structural. Microelementele și la macroelemente, în macroelemente se încadrează carbonul, hidrogenul, oxigenul și azotul. A doua categorie este reprezentată de microelemente, care alcătuiesc aproximativ 0,02 până la 0,1% din masa uscată a celulei. Aici se încadrează fosfor, sulf, clor, natriu, potasiu, calciu, magneziu și au un rol dublu, și structural sau plastic și funcțional. Adică, pe lângă structuri, ele catalizează reacții biochimice.
Să luăm câteva exemple. De ce spunem că fosforul are un rol dublu? Pentru că, pe de o parte, are rol structural, fiindcă intră în alcătuirea oaselor și dinților sub formă de fosfat de calciu. Intră de asemenea, tot ca rol structural, intră de asemenea în alcătuirea fosfolipidelor, deci lipidele membranare, care au și ele la rândul lor rol structural, pentru că vom vedea alcătuiesc 75% din totalul lipidelor membranare. Și tot fosforul are rol funcțional. De ce? Este considerat la ora actuală ca fiind un hormon anorganic al creșterii. De ce? Pentru că el intră în alcătuirea, în primul rând, pentru că intră în alcătuirea ATP-ului, deci a formei de energie utilizată major de către celulă. De asemenea, GTP-ul, AMP-ul, GMP-ul, GDP-ul. Să luăm alt exemplu, calciul. Tot așa, are rol structural pentru că intră în alcătuirea oaselor și dinților și are rol funcțional pentru că catalizează ceea ce deja știți de la liceu, și anume coagularea sângelui, este unul dintre factorii de coagulare, contracția musculară, transmiterea influxului nervos, iar carența calciului va determina fenomene osoase, de osteoporoză până la osteomalacie. Natriu. Natriu, la rândul său, mineralizează mediul intern al organismului. De asemenea, intră în alcătuirea unor structuri organice, cum sunt hemoglobina, fosfolipidele, miozina, și de asemenea se găsește și la nivelul țesutului osos. Pierderea de natriu prin deshidratare determină tulburări neuromusculare sub formă de crampe dureroase. De ce insistăm asupra acestor elemente chimice? Pentru că, ca medici, veți veni în contact cu bolnavi care fie au o carență într-unul dintre elementele chimice, ale unuia dintre elementele chimice, și atunci dumneavoastră va trebui să supleați această carență, să administrați bolnavului elementele respective, fie au un exces de astfel de elemente și nici excesul nu este bun și el conduce la tulburări ale mecanismelor celulare și tisulare, și în consecință în aceste condiții va trebui să administrați un chelator, un agent care să fixeze elementul respectiv și să nu-i permită să acționeze în exces. A treia categorie este reprezentată de oligoelemente, în sensul că ele se oligo, vine de la foarte, foarte puțin, extrem de puțin. Ele se găsesc într-o concentrație celulară de sub 0,02% și au un rol strict catalitic. Aici se încadrează fierul, cuprul, mangan, molibden, flor, bor. Deși se găsesc în cantități extrem de reduse, absența lor din sol sau apă determină o categorie de maladii care poartă denumirea generică de endemii biogeochimice. Ca exemplu, și dumneavoastră cunoașteți un exemplu, absența iodului determină gușa endemică.
și se tratează prin administrarea de iod în sarea de bucătărie. Un alt exemplu, tot dintre oligoelemente face parte și zincul. Zincul catalizează sinteza hormonilor de creștere și sinteza hormonilor sexuali. Cei care au carențe de zinc sau carențe de absorpție a zincului vor suferi de nanism sau hipogonadism. Aici aș avea o inserție de făcut. Gândiți-vă la populația galbenă, care are o alimentație predominant cerealieră. Să zicem, orez, soia, grâu. Alimentația predominant cerealieră determină o malabsorbție a zincului. Și faceți legătura. Toată populația galbenă are o talie mai redusă. Nu sunt toți nanici. Nu putem spune că sunt nanici, dar talia lor este ceva mai redusă. Și apoi, mai gândiți-vă și la legătura cu hipogonadismul. De ce a apărut jocul de sumo la populația galbenă? Pentru că aveau foarte mulți hipogonadici. Ori hipogonadismul se manifestă printr-o dezvoltare exagerată a țesutului celular gras, a țesutului celular subcutanat, care se însoțește, bineînțeles, și de o hipofuncție sexuală. Alt exemplu ar fi fierul, care are rol fundamental în transportul oxigenului. Florul, a cărui carență determină maladii ale aparatului locomotor sau disfuncții tiroidiene și caria dentară, iar excesul determină fluoroza dentară. Cupru este implicat în funcția hematopoietică, participă la sinteza hemului și în funcțiile metabolice este necesar activității enzimelor tisulare. Participă la formarea pigmenților și la apărarea antiinfecțioasă. Dezechilibrele lui antrenează tulburări ale sintezei proteice, iar excesul determină a fost regăsit în boli reumatice, în boli cardiovasculare, tiroidiene. Un al doilea obiect al cursului nostru alcătuiesc substanțele anorganice. Și aici vom vorbi mai pe larg despre apa din materia vie și rolul ei biologic și câteva cuvinte despre substanțele, despre sărurile minerale și gaze. În ceea ce privește apa ca importanță, apa, deși nu reprezintă substratul vieții, pentru că substratul vieții, am mai discutat, este reprezentat de proteine, este extrem de importantă la nivel celular și la nivelul organismului, în totalitatea sa, pentru că toate structurile celulare se organizează în mediul apos și, totodată, apa catalizează majoritatea reacțiilor metabolice. Am spus că nu reprezintă substratul vieții. Este adevărat că pentru organismele pluricelulare, cum este și omul, fără apă viața nu este posibilă decât câteva zile, o săptămână, două. Dar pentru organismele unicelulare, viața este posibilă și în absența apei. Ca dovadă sunt semințele de graminee care au fost îngropate odată cu faraonii, s-au deshidratat progresiv,
timp de mii de ani și când au fost repuse în mediul apos, au germinat. Asta înseamnă că metabolismul lor a scăzut foarte, foarte lent, dar nu s-a oprit niciodată. În ceea ce privește originea apei pentru celulă și pentru organism, avem de-a face cu originea exogenă, prin apa pe care o bem, dar atenție, sigur că cartea spune între 1,5 și 2 litri pe zi, funcție de temperatura ambientului. Dar atenție, aici intră și apa pe care o bem și apa din alimentație, din ciorbă, din felul 2 și apa dintr-un fruct și sucurile pe care le bem. Iar a doua origine este cea endogenă, pentru că apa rezultă în urma reacțiilor biochimice. Și un exemplu în acest sens ar fi finalul lanțului respirator, finalul lanțului transportor de electroni, când hidrogenul, adică protoni și electronii împreună cu oxigenul molecular care este strict de import, formează apa. Ca răspândire intracelulară, aceasta diferă de la în funcție de mai mulți parametri. În primul rând, ar fi vârsta individului. Celulele embrionare conțin aproximativ 95-97% apă. La nou născut, 94-93% apă. La copii, în jur de 90% apă. Pe măsură ce avansăm în vârstă, celulele noastre vor fi obișnuite să lucreze într-un regim din ce în ce mai sărac în apă, dar nu vor depăși 65-68% apă, cât au celulele omului în vârstă. Un al doilea parametru ar fi vârsta celulei și implicit activitatea ei metabolică. O celulă tânără va conține o cantitate mai mare de apă decât una îmbătrânită și sigur că activitatea metabolică îi va cere asta, pentru că o celulă tânără are o activitate mai intensă, ori am stabilit deja că apa catalizează reacțiile metabolice. Și în sfârșit, un al treilea parametru ar fi tipul celular. Sunt celule care trebuie să lucreze non-stop, care au o activitate permanentă și care, cum sunt de exemplu neuronii, care conțin o cantitate foarte mare, aproximativ 80% apă. Din masa lor este apă. Apoi hepatocitele și nefrocitele, în jur de 70%. Pe când celula adipoasă doar 15%, iar smalțul dentar doar 2% apă. Și atunci vă întreb, când veți avea bolnavi deshidratați, care va fi cel care va fi mai sensibil la pierderea de apă, tânărul sau bătrânul? Bineînțeles că tânărul. Veți avea în îngrijire și cei care ajungeți medici de familie, veți avea în îngrijire și sugari. Să știți că un sugar care face o intercurență, să zicem un roșu în gât, o infecție amigdaliană, nu se poate alimenta și nu-l puteți hidrata pe guriță pentru că are dureri și înunghite. Pierde apă prin transpirație pentru că face febră. Pierde apă prin, eventual prin vărsătură
pe care eu poate să apară această vomă, poate să apară în cursul evoluției bolii, pierde apă prin diaree. În consecință, dacă nu reușiți să-l rehidratați rapid, să știți că îl puteți pierde cu cât este mai mic, un sugar de 2, 3, 4 luni, îl puteți pierde chiar și în 3 ore. Pe când un om în vârstă, sigur că este mult mai rezistent la deshidratare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l rehidratăm când vedem că este deshidratat. În ceea ce privește repartiția în organism, s-a calculat că un individ de aproximativ 70 de kilograme conține aproximativ 40 de kilograme de apă. Nu o să vă mai încurc cu transformarea litrilor în apă, să spunem așa, cam 40 de kilograme de apă, ceea ce înseamnă 60% din greutatea sa. Acești 60% sunt repartizați 40% în mediul intracelular și 20% extracelular. Din cei 20% extracelulari, 15% se găsesc intravascular, deci în sânge și limfă, și 5% extravascular, adică în seroase, cum este pleura, cum este pericardul, în lichidul cefalorahidian, în articulații și în lichidul interstițial, adică în spațiu extracelular. Să fim foarte atenți. 40% din apa pe care o conținem se găsește intracelular. Ce ne spune asta? În momentul în care vom avea un pacient cu o hemoragie masivă, știți foarte bine că primul lucru la hemoragie este realizarea hemostazei, să-i oprim hemoragia. De ce? Pentru că dacă pierde foarte mult sânge, inima nu va mai avea volumul sangvin pe care să se contracte și se va opri în sistolă. Ca să nu se întâmple lucrul acesta, organismul își ia o măsură de apărare. Și atunci când nu mai are suficient lichid, suficient sânge pe care să contracte musculatura cardiacă, va ajunge într-un final să își tragă apa din mediul intracelular. Ori în momentul acela, reacțiile metabolice catalizate de apă se opresc și pierdeți pacientul. Tot ceea ce facem trebuie să îi facem, tot ceea ce trebuie să realizăm în primul moment este să oprim hemoragia până a nu se ajunge la furtul de apă intracelulară. Și la apa intracelulară aș vrea să mai fac o inserție. Aceasta este, poate să fie, cea mai mare cantitate de apă intracelulară este apă liberă, dar există și un procent de 4-5% din apa intracelulară care este legată prin legături de hidrogen de moleculele organice, proteine, lipide, glucide. În ceea ce privește proprietățile apei, proprietățile biologice ale apei, toate își au originea în organizarea ei moleculară, asupra căreia nu cred că trebuie să mai insist. Știți cu toții că din punct de vedere molecular, apa este un dipol cu o aranjare în triunghi isoscel, cu vârful reprezentat de oxigen și unghiurile reprezentate de hidrogen.
Această organizare moleculară permite apei să stabilească, după cum se vede în imaginea din dreapta, să stabilească legături de hidrogen cu patru molecule învecinate. Acestea sunt legăturile de hidrogen. Capacitatea ei de a stabili aceste legături de hidrogen cu patru molecule învecinate conferă apei o coeziune internă mare. Legăturile de hidrogen se stabilesc între moleculele de apă funcție de temperatură. La 0 grade, ele se stabilesc în proporție de 100%, apa devine solidă, îngheață, iar cristalele realizate de ea sunt aciculare. În consecință, la dezgheț, celula nu va mai fi viabilă, pentru că acele cristale aciculare rup membranele, spunem în medicină, destabilizează membranele. Ca norocul că apa, în condițiile în care înghețul se produce brusc, deci scăderea de temperatură este bruscă și pe suprafețe mici, apa are capacitatea de a îngheța amorf, și, în concluzie, la descheț, celula este viabilă. Pe această proprietate a apei de a îngheța amorf au fost gândite, inițiate și realizate primele bănci celulare. Și pentru că spermatozoidul este una, cum vom vedea, una dintre celulele cele mai mici ale organismului, având doar 5 microni în diametru, primele bănci celulare au fost băncile de spermă. La ora actuală nu se mai folosește apa pentru conservarea prin criogenare a celulelor, se folosește azotul lichid. Spuneam deci că la 0 grade legăturile de hidrogen se stabilesc în proporție de 100%, apa devine solidă și este areactivă, nu mai catalizează nimic. La 15 grade, legăturile de hidrogen se desprind în proporție de 15% și apa începe să fie un pic mai, deci și începe să aibă un anumit grad de reactivitate. Iar la 37 de grade, temperatura normală a corpului, legăturile de hidrogen se desfac în proporție de 50% și, spunem noi, apa atinge maximum de reactivitate. O altă proprietate este caracterul de solvent. Apa dizolvă sărurile minerale, dar la rândul său toate proprietățile sale fizico-chimice sunt influențate de prezența acestor săruri diluate. Formează învelișul de hidratare al ionilor. Știți probabil de la liceu, dacă nu vom studia la transportul transmembranar, că ionii nu pot să traverseze membranele, deoarece nu pot să treacă prin bistratul molecular lipidic. Pasajul lor este mediat de proteine transportoare care realizează canale ionice, dar și prin acestea ionii trec înveliți fiind de molecule de apă. Apa prezintă o constantă dielectrică mare, ceea ce îi conferă capacitatea de ecranare termică. În fiecare celulă și în fiecare fracțiune de secundă au loc peste 20.000 de reacții biochimice. Marea lor majoritate sunt reacții exoterme, deci cu eliberare de căldură. Dacă n-ar fi apa care să tamponeze, să ecraneze această eliberare de căldură, într-o fracțiune de secundă am luat foc. Am face combustie internă. Poate că vi se pare
SF, această combustie internă, ați văzut-o doar probabil prin filmele de groază. Fenomenul însă există, este extrem de rar, dar există. Nu se știe care este cauza care produce fuga apei într-o fracțiune de secundă dintr-un anumit teritoriu. Dar dacă se întâmplă așa ceva, datorită reacțiilor exoterme, teritoriul respectiv pur și simplu arde într-o secundă. Prezintă căldură mare de vaporizare, ceea ce ne permite să ne menținem constantă temperatura corpului prin transpirație. Are capacitate de disociere. În ce poate să disocieze apa? În hidrogen și hidroxil. Hidrogenul este foarte ușor și în consecință este atras rapid de molecula de apă vecină, împreună cu care formează hidroniu. Hidroxilul și hidroniu sunt neapărat necesare unor reacții biochimice, dar, pe de altă parte, excesul lor determină formare de radicali liberi, determină alterări ale ADN. În consecință, ca norocul, că ei sunt instabili, excesul care provine din disocierea apei se reorganizează, se reasamblează și reformează moleculele de apă. O altă proprietate a apei este aceea că dispersează moleculele amfifile. Moleculele amfifile sau amfipate sunt acele molecule care prezintă un cap sau o extremitate care poate veni în contact cu apa, deci cu un mediu hidrofil, și o altă extremitate hidrofobă. Vom vedea, când vom discuta despre organizarea membranelor, că toate lipidele sunt molecule amfifile sau amfipate, adică au afinitate către două medii. Marea lor majoritate au un cap polar care se orientează către contactul cu apa și o coadă apolară formată din lanțuri de acizi grași care se orientează unele spre celelalte pentru a se proteja contra contactului cu apa. De asemenea, apa participă la tranzițiile sol-gel ale citoplasmei. Atunci când celula se află în timpul sintezei proteice sau în timpul diviziunii și citoplasma trebuie să se găsească în stare de sol, adică să fie foarte lichidă și să permită mișcările intracelulare, celula absoarbe apă. Celula se găsește în fază dormantă și nu are nevoie de mișcări foarte active intracelulare, va elibera această apă. De asemenea, o ultimă proprietate este efectul lubrefiant al apei. Și acest efect lubrefiant se observă peste tot unde se găsește. Să luăm de exemplu seroasele. În pericard există un film apos, sigur, apa conține și glicozaminoglican și proteoglican cu rol de lubrefiere, dar prezența apei acolo asigură existența acestui film apos care nu permite mușchiului cardiac să se frece la fiecare bătaie cardiacă, să se frece de organele mediastinale. Același lucru pentru pleură. Dacă n-ar exista filmul apos intrapleural, la fiecare respirație plămânul s-ar freca de grilajul costal și sigur că distrugerea celulară ar fi mult mai mare și într-un caz și în celălalt. Același lucru se întâmplă în articulații.
Dar efectul lubrifiant al apei se mai observă și la nivelul tractului digestiv, în timpul digestiei, când bolul alimentar, inițial bolul alimentar și ulterior bolul fecal, bolul intestinal și după aceea cel fecal, sunt împinse prin intervenția peristaltismului intestinal. Și apa participă la această lubrefiere a mucoasei intestinale. Și în sfârșit, ceva ce ne interesează foarte direct, este prezența apei în matricea extracelulară. Să știți că s-a calculat că suprafața de frecare între cele 10 la 17 celule care formează organismul adultului, individului adult, este egală, este echivalentă cu suprafața pământului. Dacă în matricea extracelulară nu ar exista apă cu substanțe lubrefiante, sigur că membranele ar fi foarte rapid distruse, foarte rapid destructurate datorită acestei frecări. În ceea ce privește sărurile minerale, ele se găsesc sub formă disociată de anioni și cationi și sub formă de combinații organominerale de tipul hemoglobină, hemocianină, hemosiderină, mioglobină. Ele practic participă la toată viața celulară. Pe de o parte mențin presiunea osmotică și echilibrul acidobazic. Pe de altă parte au rol catalitic, intervenind în numeroase procese celulare, cum este excitabilitatea, permeabilitatea membranară, contractilitatea, diviziunea, viscozitatea citoplasmei. Iar gazele, aici ne referim la oxigen și bioxid de carbon. Oxigenul este doar de import, nu producem în organismul nostru oxigen. Și funcție de tipul celular și starea fiziologică a celulei variază concentrațional. Cea mai mare cantitate de oxigen o consumă țesutul nervos, aproximativ 30% din totalul oxigenului inhalat. Iar bioxidul de carbon rezultă din procesele de oxidoreducere din ciclu Krebs, după cum cei care ați făcut deja biochimie și metabolism energetic ați văzut la fiecare ciclu al ciclului Krebs se eliberează două molecule de bioxid de carbon care trec rapid în citoplasmă, din citoplasmă în sânge, via membrana plasmatică și de pe hematii în la plămâni ca să fie eliberat. În cursul de astăzi vom discuta bazele moleculare ale organizării celulare. De fapt, scopul cursului este de a stabili care sunt elementele chimice, substanțele anorganice și substanțele organice care alcătuiesc organismul nostru și implicit celula și unde se găsesc ele intracelular și care este rolul lor biologic. Pentru cei care deja ați parcurs biochimia, este o revizuire a noțiunilor pe care le-ați primit detaliat la acea disciplină. Și vom începe cu elementele chimice din materia vie. Ați învățat cu toții tabloul lui Mendeleev la liceu. Din totalul elementelor din tabloul lui Mendeleev, 90 sunt considerate
naturale. Dintre acestea, 60 au fost evidențiate intracelular și din cele 60, 20 sunt considerate a fi absolut necesare vieții. Sigur că funcție de regn, celulele au mici diferențe în conținutul substanțelor care le formează. După cum observați, în celula animală avem o cantitate de aproximativ 65% apă, ceva mai puțin decât în celula vegetală, apoi concentrațional glucidele și lipidele reprezintă aproximativ 11-12%, proteinele 18, aproximativ 18% și sărurile minerale un 4%. Celulei îi place, îi convine să ia din materia nevie elementele ușoare. De ce? Pentru că ele sunt mai solubile în apă, sunt mai mici și traversează cu ușurință membranele. Din punct de vedere a organizării biochimice a celulei, celula își ia din materia nevie toate elementele de care are nevoie. Deci există o continuitate între materia vie și materia nevie. Dar, din punct de vedere a organizării, compoziția mediului intern este apropiată, bineînțeles cu excepția gazelor inerte, este apropiată cu cea a cosmosului. În funcție de concentrația intracelulară, elementele celulare au fost clasificate în macroelemente, microelemente și oligoelemente. Macroelementele mai sunt denumite și elemente majore, pentru că alcătuiesc aproximativ 95-98% din masa uscată a celulei. Și pentru că ele intră în alcătuirea tuturor moleculelor și ne formează practic pe noi, spunem că au un rol plastic sau structural. Microelementele și la macroelemente, în macroelemente se încadrează carbonul, hidrogenul, oxigenul și azotul. A doua categorie este reprezentată de microelemente, care alcătuiesc aproximativ 0,02 până la 0,1% din masa uscată a celulei. Aici se încadrează fosfor, sulf, clor, natriu, potasiu, calciu, magneziu și au un rol dublu, și structural sau plastic și funcțional, adică pe lângă structuri, ele catalizează reacții biochimice. Să luăm câteva exemple. De ce spunem că fosforul are un rol dublu? Pentru că, pe de o parte, are rol structural, fiindcă intră în alcătuirea oaselor și dinților sub formă de fosfat de calciu, intră de asemenea, tot ca rol structural, intră de asemenea în alcătuirea fosfolipidelor, deci lipidele membranare, care au și ele la rândul lor rol structural, pentru că vom vedea alcătuiesc 75% din totalul lipidelor membranare. Și tot fosforul are rol funcțional. De ce? Este considerat la ora actuală ca fiind un hormon anorganic al creșterii. De ce? Pentru că el intră în alcătuirea, în primul rând, pentru că intră în alcătuirea ATP-ului, deci a formei de energie utilizată major de către celulă.
De asemenea, GTP-ul, AMP-ul, GMP-ul, GDP-ul. Să luăm alt exemplu, calciul. Tot așa, are rol structural pentru că intră în alcătuirea oaselor și dinților și are rol funcțional pentru că catalizează ceea ce deja știți de la liceu și anume coagularea sângelui, este unul dintre factorii de coagulare, contracția musculară, transmiterea influxului nervos, iar carența calciului va determina fenomene osoase de osteoporoză până la osteomalacie. Natriu. Natriu, la rândul său, mineralizează mediul intern al organismului. De asemenea, intră în alcătuirea unor structuri organice, cum sunt hemoglobina, fosfolipidele, miozina și de asemenea se găsește și la nivelul țesutului osos. Pierderea de natriu prin deshidratare determină tulburări neuromusculare sub formă de crampe dureroase. De ce insistăm asupra acestor elemente chimice? Pentru că, ca medici, veți veni în contact cu bolnavi care fie au o carență într-unul dintre elementele chimice, ale unuia dintre elementele chimice și atunci dumneavoastră va trebui să supleați această carență, să administrați bolnavului elementele respective, fie au un exces de astfel de elemente și nici excesul nu este bun și el conduce la tulburări ale mecanismelor celulare și tisulare și în consecință în aceste condiții va trebui să administrați un chelator, un agent care să fixeze elementul respectiv și să nu-i permită să acționeze în exces. A treia categorie este reprezentată de oligoelemente, în sensul că ele se oligo vine de la foarte, foarte puțin, extrem de puțin. Ele se găsesc într-o concentrație celulară de sub 0,02% și au un rol strict catalitic. Aici se încadrează fierul, cuprul, mangan, molibden, flor, bor. Deși se găsesc în cantități extrem de reduse, absența lor din sol sau apă determină o categorie de maladii care poartă denumirea generică de endemii biogeochimice. Ca exemplu, și dumneavoastră cunoașteți un exemplu, absența iodului determină gușa endemică și se tratează prin administrarea de iod în sarea de bucătărie. Un alt exemplu, tot dintre oligoelemente face parte și zincul. Zincul catalizează sinteza hormonilor de creștere și sinteza hormonilor sexuali. Cei care au carențe de zinc sau carențe de absorpție a zincului vor suferi de nanism sau hipogonadism. Aici aș avea o inserție de făcut. Gândiți-vă la populația galbenă, care are o alimentație predominant cerealieră. Să zicem, orez, soia, grâu. Alimentația predominant cerealieră determină o malabsorbție a zincului. Și faceți legătura. Toată populația galbenă are o talie mai redusă. Nu sunt toți nanici,
Nu putem spune că sunt nanici, dar talia lor este ceva mai redusă. Și apoi, mai gândiți-vă și la legătura cu hipogonadismul. De ce a apărut jocul de sumo la populația galbenă? Pentru că aveau foarte mulți hipogonadici. Ori hipogonadismul se manifestă printr-o dezvoltare exagerată a țesutului celular gras, a țesutului celular subcutanat, care se însoțește, bineînțeles, și de o hipofuncție sexuală. Alt exemplu ar fi fierul, care are rol fundamental în transportul oxigenului. Florul, a cărui carență determină maladii ale aparatului locomotor sau disfuncții tiroidiene și caria dentară, iar excesul determină fluoroza dentară. Cupru este implicat în funcția hematopoietică, participă la sinteza hemului și în funcțiile metabolice este necesar activității enzimelor tisulare. Participă la formarea pigmenților și la apărarea antiinfecțioasă. Dezechilibrele lui antrenează tulburări ale sintezei proteice, iar excesul determină a fost regăsit în boli reumatice, în boli cardiovasculare, tiroidiene. Obiect al cursului nostru îl alcătuiesc substanțele anorganice. Și aici vom vorbi mai pe larg despre apa din materia vie și rolul ei biologic și câteva cuvinte despre substanțele, despre sărurile minerale și gaze. În ceea ce privește apa ca importanță, apa, deși nu reprezintă substratul vieții, pentru că substratul vieții, am mai discutat, este reprezentat de proteine, este extrem de importantă la nivel celular și la nivelul organismului, în totalitatea sa, pentru că toate structurile celulare se organizează în mediul apos și, totodată, apa catalizează majoritatea reacțiilor metabolice. Am spus că nu reprezintă substratul vieții. Este adevărat că pentru organismele pluricelulare, cum este și omul, fără apă viața nu este posibilă decât câteva zile, săptămână, o săptămână, două. Dar pentru organismele unicelulare, viața este posibilă și în absența apei. Ca dovadă sunt semințele de graminee care au fost îngropate odată cu faraonii, s-au deshidratat progresiv timp de mii de ani și când au fost repuse în mediul apos, au germinat. Asta înseamnă că metabolismul lor a scăzut foarte, foarte lent, dar nu s-a oprit niciodată. În ceea ce privește originea apei pentru celulă și pentru organism, avem de-a face cu originea exogenă, prin apa pe care o bem, dar atenție, sigur că cartea spune între 1,5 și 2 litri pe zi, funcție de temperatura ambientului. Dar atenție, aici intră și apa pe care o bem și apa din alimentație, din ciorbă, din felul 2 și apa dintr-un fruct și sucurile pe care le bem. Iar a doua origine este cea endogenă, pentru că apa rezultă în urma reacțiilor
biochimice. Și un exemplu în acest sens ar fi finalul lanțului respirator, finalul lanțului transportor de electroni, când hidrogenul, adică protonii și electronii împreună cu oxigenul molecular, care este strict de import, formează apa. Ca răspândire intracelulară, aceasta diferă de la, în funcție de mai mulți parametri. În primul rând, ar fi vârsta individului. Celulele embrionare conțin aproximativ 95-97% apă. La nou născut, 94-93% apă. La copii, în jur de 90% apă. Pe măsură ce avansăm în vârstă, celulele noastre vor fi obișnuite să lucreze într-un regim din ce în ce mai sărac în apă, dar nu vor depăși 65-68% apă, cât au celulele omului în vârstă. Un al doilea parametru ar fi vârsta celulei și implicit activitatea ei metabolică. O celulă tânără va conține o cantitate mai mare de apă decât una îmbătrânită și sigur că activitatea metabolică îi va cere asta, pentru că o celulă tânără are o activitate mai intensă, ori am stabilit deja că apa catalizează reacțiile metabolice. Și în sfârșit, un al treilea parametru ar fi tipul celular. Sunt celule care trebuie să lucreze non-stop, care au o activitate permanentă și care, cum sunt de exemplu neuronii, care conțin o cantitate foarte mare, aproximativ 80% apă. Din masa lor este apă. Apoi hepatocitele și nefrocitele, în jur de 70%. Pe când celula adipoasă doar 15%, iar smalțul dentar doar 2% apă. Și atunci vă întreb, când veți avea bolnavi deshidratați, care va fi cel care va fi mai sensibil la pierderea de apă, tânărul sau bătrânul? Bineînțeles că tânărul. Veți avea în îngrijire și cei care ajungeți medici de familie, veți avea în îngrijire și sugari. Să știți că un sugar care face o intercurență, să zicem un roșu în gât, o infecție amigdaliană, nu se poate alimenta și nu-l puteți hidrata pe guriță pentru că are dureri și nu înghite. Pierde apă prin transpirație pentru că face febră. Pierde apă prin eventual prin vărsătură, pe care poate să apară această vomă, poate să apară în cursul evoluției bolii. Pierde apă prin diaree. În consecință, dacă nu reușiți să-l rehidratați rapid, să știți că îl puteți pierde, cu cât este mai mic, un sugar de 2, 3, 4 luni, îl puteți pierde chiar și în 3 ore. Pe când un om în vârstă, sigur că este mult mai rezistent la deshidratare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l rehidratăm când vedem că este deshidratat. În ceea ce privește repartiția în organism, s-a calculat că un individ de aproximativ 70 de kilograme conține aproximativ 40 de kilograme de apă. Nu o să vă mai încurc cu transformarea litrilor în apă, să spunem așa, cam 40 de kilograme de apă, ceea ce înseamnă 60% din greutatea sa. Acești 60% sunt repartizați 40% în mediul intracelular
și 20% extracelular. Din cei 20% extracelulari, 15% se găsesc intravascular, deci în sânge și limfă, și 5% extravascular, adică în seroase, cum este pleura, cum este pericardul, în lichidul cefalorahidian, în articulații și în lichidul interstițial, adică în spațiu extracelular. Să fim foarte atenți, 40% din apa pe care o conținem se găsește intracelular. Ce ne spune asta? În momentul în care vom avea un pacient cu o hemoragie masivă, știți foarte bine că primul lucru la hemoragie este realizarea hemostazei, să-i oprim hemoragia. De ce? Pentru că dacă pierde foarte mult sânge, inima nu va mai avea volumul sangvin pe care să se contracte și se va opri în sistolă. Ca să nu se întâmple lucrul acesta, organismul își ia o măsură de apărare. Și atunci când nu mai are suficient lichid, suficient sânge pe care să contracte musculatura cardiacă, va ajunge într-un final să își tragă apa din mediul intracelular. Ori în momentul acela, reacțiile metabolice catalizate de apă se opresc și pierdeți pacientul. Tot ceea ce facem trebuie să îi facem, tot ceea ce trebuie să realizăm în primul moment este să oprim hemoragia până a nu se ajunge la furtul de apă intracelulară. Și la apa intracelulară aș vrea să mai fac o inserție. Aceasta este, poate să fie, cea mai mare cantitate de apă intracelulară este apă liberă, dar există și un procent de 4-5% din apa intracelulară care este legată prin legături de hidrogen de moleculele organice, proteine, lipide, glucide. În ceea ce privește proprietățile apei, proprietățile biologice ale apei, toate își au originea în organizarea ei moleculară, asupra căreia nu cred că trebuie să mai insist. Știți cu toții că din punct de vedere molecular, apa este un dipol cu o aranjare în triunghi isoscel, cu vârful reprezentat de oxigen și unghiurile reprezentate de hidrogen. Această organizare moleculară permite apei să stabilească, după cum se vede în imaginea din dreapta, să stabilească legături de hidrogen cu patru molecule învecinate. Acestea sunt legăturile de hidrogen. Capacitatea ei de a stabili aceste legături de hidrogen cu patru molecule învecinate conferă apei o coeziune internă mare. Legăturile de hidrogen se stabilesc între moleculele de apă funcție de temperatură. La 0 grade, ele se stabilesc în proporție de 100%, apa devine solidă, îngheață, iar cristalele realizate de ea sunt aciculare. În consecință, la dezgheț, celula nu va mai fi viabilă, pentru că acele cristale aciculare rup membranele, spunem în medicină, destabilizează membranele. Ca norocul,
că apa, în condițiile în care înghețul se produce brusc, deci scăderea de temperatură este bruscă și pe suprafețe mici, apa are capacitatea de a îngheța amorf și, în concluzie, la descheț, celula este viabilă. Pe această proprietate a apei de a îngheța amorf au fost gândite, inițiate și realizate primele bănci celulare. Și pentru că spermatozoidul este una, cum vom vedea, una dintre celulele cele mai mici ale organismului, având doar 5 microni în diametru, primele bănci celulare au fost băncile de spermă. La ora actuală nu se mai folosește apa pentru conservarea prin criogenare a celulelor, se folosește azotul lichid. Spuneam deci că la 0 grade legăturile de hidrogen se stabilesc în proporție de 100%, apa devine solidă și este areactivă, nu mai catalizează nimic. La 15 grade, legăturile de hidrogen se desprind în proporție de 15% și apa începe să fie un pic mai, deci își începe să aibă un anumit grad de reactivitate. Iar la 37 de grade, temperatura normală a corpului, legăturile de hidrogen se desfac în proporție de 50%, și spunem noi, apa atinge maximum de reactivitate. O altă proprietate este caracterul de solvent. Apa dizolvă sărurile minerale, dar la rândul său, toate proprietățile sale fizico-chimice sunt influențate de prezența acestor săruri diluate. Formează învelișul de hidratare al ionilor. Știți probabil de la liceu, dacă nu, vom studia la transportul transmembranar, că ionii nu pot să traverseze membranele, deoarece nu pot să treacă prin bistratul molecular lipidic. Pasajul lor este mediat de proteine transportoare, care realizează canale ionice, dar și prin acestea ionii trec înveliți fiind de molecule de apă. Apa prezintă o constantă dielectrică mare, ceea ce îi conferă capacitatea de ecranare termică. În fiecare celulă și în fiecare fracțiune de secundă au loc peste 20.000 de reacții biochimice, marea lor majoritate sunt reacții exoterme, deci cu eliberare de căldură. Dacă n-ar fi apa care să tamponeze, să ecraneze această eliberare de căldură, într-o fracțiune de secundă, am luat foc. Am face combustie internă. Poate că vi se pare SF. Această combustie internă, ați văzut-o doar probabil prin filmele de groază, fenomenul însă există. Este extrem de rar, dar există. Nu se știe care este cauza care produce fuga apei într-o fracțiune de secundă dintr-un anumit teritoriu. Dar dacă se întâmplă așa ceva, datorită reacțiilor exoterme, teritoriul respectiv pur și simplu arde într-o secundă. Prezintă căldură mare de vaporizare, ceea ce ne permite să ne menținem constantă temperatura corpului prin transpirație. Are capacitate de disociere. În ce poate să disocieze apa? În hidrogen și hidroxil. Hidrogenul este foarte ușor și în consecință este atras rapid de molecula de apă vecină, împreună cu care formează hidroni.
Hidroxilul și hidroniul sunt neapărat necesare unor reacții biochimice, dar, pe de altă parte, excesul lor determină formare de radicali liberi, determină alterări ale ADN. În consecință, ca norocul, că ei sunt instabili, excesul care provine din disocierea apei se reorganizează, se reasamblează și reformează moleculele de apă. O altă proprietate este a apei este aceea că dispersează moleculele amfifile. Moleculele amfifile sau amfipate sunt acele molecule care prezintă un cap sau o extremitate care poate veni în contact cu apa, deci cu un mediu hidrofil, și o altă extremitate hidrofobă. Vom vedea când vom discuta despre organizarea membranelor că toate lipidele sunt molecule amfifile sau amfipate, adică au afinitate către două medii. Marea lor majoritate au un cap polar care se orientează către contactul cu apa și o coadă apolară formată din lanțuri de acizi grași care se orientează unele spre celelalte pentru a se proteja contra contactului cu apa. De asemenea, apa participă la tranzițiile sol-gel ale citoplasmei. Atunci când celula se află în timpul sintezei proteice sau în timpul diviziunii și citoplasma trebuie să se găsească în stare de sol, adică să fie foarte lichidă și să permită mișcările intracelulare, celula absoarbe apă. Celula se găsește în fază dormantă și nu are nevoie de mișcări foarte active intracelulare, va elibera această apă. De asemenea, o ultimă proprietate este efectul lubrefiant al apei. Și acest efect lubrefiant se observă peste tot unde se găsește. Să luăm de exemplu seroasele. În pericard există un film apos, sigur, apa conține și glicozaminoglican și proteoglican cu rol de lubrefiere, dar prezența apei acolo asigură existența acestui film apos care nu permite mușchiului cardiac să se frece la fiecare bătaie cardiacă, să se frece de organele mediastinale. Același lucru pentru pleură. Dacă n-ar exista filmul apos intrapleural, la fiecare respirație plămânul s-ar freca de grilajul costal. Și sigur că distrugerea celulară ar fi mult mai mare și într-un caz și în celălalt. Același lucru se întâmplă în articulații. Dar efectul lubrefiant al apei se mai observă și la nivelul tractului digestiv, în timpul digestiei, când bolul alimentar, inițial bolul alimentar și ulterior bolul fecal, bolul intestinal și după aceea cel fecal, sunt împinse prin intervenția peristaltismului intestinal. Și apa participă la această lubrefiere a mucoasei intestinale. Și în sfârșit, ceva ce ne interesează foarte direct este prezența apei în matricea extracelulară. Să știți că s-a calculat că suprafața de frecare între cele 10 la 17 celule care formează organismul adultului, individului adult, este egală, este echivalentă cu suprafața Pământului. Dacă în matricea extracelulară nu ar exista apă cu substanțe lubrefiante, sigur că membranele ar fi foarte rapid distruse, foarte rapid destructurate,
datorită acestei frecări. În ceea ce privește sărurile minerale, ele se găsesc sub formă disociată de anioni și cationi și sub formă de combinații organominerale de tipul hemoglobină, hemocianină, hemosiderină, mioglobină. Ele practic participă la toată viața celulară. Pe de o parte au mențin presiunea osmotică și echilibrul acidobazii. Pe de altă parte au rol catalitic, intervenind în numeroase procese celulare, cum este excitabilitatea, permeabilitatea membranară, contractilitatea, diviziunea, viscozitatea citoplasmei. Iar gazele, aici ne referim la oxigen și bioxid de carbon. Oxigenul este doar de import, nu producem în organismul nostru oxigen. Și funcție de tipul celular și starea fiziologică a celulei variază concentrațional. Cea mai mare cantitate de oxigen o consumă țesutul nervos, aproximativ 30% din totalul oxigenului inhalat. Iar bioxidul de carbon rezultă din procesele de oxidoreducere din ciclu Krebs, după cum cei care ați făcut deja biochimie și metabolism energetic ați văzut la fiecare ciclu al ciclului Krebs, se eliberează două molecule de bioxid de carbon care trec rapid în citoplasmă, din citoplasmă în sânge, via membrana plasmatică și de pe hematii la plămâni ca să fie eliberat.